Complexul sportiv Steaua dispune, începând din această iarnă, de un balon preostatic modern, unic în București, care permite practicarea tenisului de câmp, indiferent de vremea de afară. Noul balon acoperă două terenuri de zgură și are perete dublu care menține temperatura interioară constantă. În mod simbolic, balonul a fost inaugurat de noua speranță a tenisului stelist Alexandru Coman și de către campioana olimpică Ana Maria Popescu, care au schimbat câteva mingi. Alex, ai avut ocazia să inaugurezi acest minunat balon. Cum te-ai simțit și ce impresii ți-a lăsat? Da, este o atmosferă foarte frumoasă aici. E pentru prima oară când joc într-un balon nou și m-am simțit foarte bine. Este cald și chiar mi-a plăcut foarte mult. Și îi invit pe toată lumea din București și din țară să vină să joace în acest balon. Mi se pare foarte frumos. Cât de important e pentru un jucător de tenis să aibă unde să antreneze în condiții optime și pe perioada iernii? Este foarte important să te antrenezi în tot parcursul anului competițional și trebuie neapărat, și un balon de genul acesta este binevenit. Tu unde te antrenai în perioada iernii, când erai copil? Eu am antrenat în Craiova, cam aproape toată viața mea și mă antrenam tot așa, într-o sală, nu într-un balon ca acesta, dar mă antrenam și iarna. Complexul sportiv Steaua pune la dispoziția sportivilor, dar și a amatorilor, cele două terenuri acoperite care pot fi închiriate pentru agrement cu 120 de lei pe oră sau 500 de lei 8 ședințe de inițiere pe lună. Ana, ai avut ocazia să inaugurezi un balon unic în complexul Steaua. Cum te-ai simțit și ce impresie ți-a lăsat? Asta e singurul lucru bun care mi s-a întâmplat astă seară. Ce-i drept, este minunat și mă bucur tare mult. Mie îmi place deseori glumesc pe seama faptului că m-am lăsat de tenis acum 28 de ani, dar a fost plăcut să am un schimb de mingi cu Alex, un tânăr de perspectivă, mai ales într-o asemenea locație unde totul este nou-nouț și mă bucur că se întâmplă astfel de lucruri la Clubul Sportiv al Armatei Steaua și că oferă ocazia atât copiilor, da, pentru performanță, dar cât și pentru agrement, cei care vor să joace tenis și știu că sunt destul de mulți împătimiți, pot să vină și să aibă parte de cele mai bune condiții. Parcă e singurul balon cu pereți dubli și cu sistem LED, ceea ce este extraordinar. Mă bucur, e unic în București, ceea ce yes, cu atât mai bine pentru noi și uite, poate așa stârnește și mie dragostea de mult apusă pentru tenis.